Dar cum e, cu asta te naști sau e o chestie pe care o exersezi? Adică, spre exemplu, dacă eu vreau să-mi fac copilul cântăreț și îl dau la 2 ani la canto, habar n-am de când nu știe să vorbească. Talentul se deprinde? Este cam 80-90% muncă și restul spontaneitate și talent, că de fapt talent, ai înțeles ce am să zic. În momentul în care apar pe scenă și ești, să spunem, un artist cu un mesaj de spus, trebuie să muncești foarte mult pentru asta, pentru că sunt foarte rare vocile care chiar se nasc cu o anumită tehnică. Uite, îți dau un exemplu, eram odată în parcul Carol și mă plimbam și am auzit o voce care nu părea nici de băiat, nici de fată, o voce foarte, adică nici de bărbat, nici de femeie, o voce foarte interesantă și am luat colțul și a apărut un băiețaș la vreo 6 ani, nu avea mai mult, cânta cu niște melisme, cu niște inflexiuni și mă gândesc că era de etnie romă și mă gândesc că probabil n-a avut ocazia până la vârsta aia să studieze atât de intens, în așa fel încât să cânte atât de bine și mă gândesc că e talent pur. Spre deosebire de alții, cum sunt eu, de exemplu, când am început să studiez vocal, pentru că eu până la vârsta de, hai să spunem, 15 ani, eu am cântat muzică clasică. Eram în corul școlii, cu impostație bel canto, adică așa, de operă, cum se spune în popor. Și am încercat să virez un pic spre pop. A băgat tata capul pe ușă și a zis, Paula, lasă cu vocea, mai bine dă cu piană. Deci eu n-am fost de la... S-a prăbușit lumea atunci. S-a prăbușit lumea, da. Și m-am enervat foarte tare pe mine. Criticile foarte mult mă ambiționează. Bine, la început îi jale, la început e greu și vai, că nu știu, că nu pot, că nu fac. Și după aia mă ambiționez și fac în așa fel încât să obțin rezultatele pe care le vreau. Și în 6 luni câștigam primul meu festival pentru copii și tineret la București, unde am luat trofeul și am zis, tata, ha, ai văzut? Ai văzut că pot. Două exemple total diferite. Repet, un puști înzestrat nativ, înzestrat pur și nativ, simplu. Da. Și eu care am muncit pentru fiecare notă din mărirea ambitusului, am muncit să o așez în voce și să-i dau strălucirea de care trebuie. Am studiat foarte multe soliste, în așa fel încât să ajung la performanțe vocale. Dar de la noi din industrie, cine ți se pare că e înzestrat nativ? Mia Andra mi se pare înzestrată nativ, și Delia, mi se pare că și studiază totodată, adică se simte și se simt influențele idolilor, dacă vrei, pe care mie mi se pare că Andra se apropie foarte mult de interpretarea lui Beyoncé și a lui Mariah Carey și cred că le-a studiat, cum de altfel și eu le-am studiat la viața mea. Sunt niște repere până la urmă, sunt, da, niște repere și generice, normal să fie așa. Generice, pentru, da, că totul se clădește pe ce deja s-a acumulat stilistic și artistic înainte. Și ce să vă spun, mai sunt oameni care au studiat, nu știu, Marcel Pavel se vede că studiază foarte, foarte mult și el cred că este talent, dar studiază cumva registre ale vocii ce nu se obțin firesc. Uite, Costel Busuioc, de exemplu, dacă vă mai amintiți de fenomenul ce a câștigat Italia, are talent sau ceva de genul ăsta, îmi cer scuze dacă greșesc, dar știu că a fost mândria românilor din Italia la un moment dat. Pentru puțin timp. Pentru puțin, da, timp, el fiind zidar, el era un talent nativ, care nu a studiat bel canto și totuși avea o emisie destul de apropiată de ce cere muzica pe care o interpreta. Fix asta voiam să te întreb, că noi cumva am inversat întrebările, dar o să ajungem și o să atingem fiecare punct. Tu ai fost jurat la X Factor în primul sezon. În primul sezon, da. În primul sezon. Țin minte că eram foarte, foarte mic atunci. Și ai căutat, ai scotocit printre oamenii care veniseră să se confrunte cu un fenomen foarte, foarte nou. Bun. Ce ai observat tu atunci? Cum a fost pentru tine să fii un pionier în ale talent show-urilor? Pentru că ai fost practic un pionier. În 2011 s-au lansat toate talent show-urile din România. Francizele globale au venit către noi. Cum a fost să fii pionier? Oh, a fost foarte greu pentru că nu știai exact cu ce se mănâncă astfel de show-uri. Eu sunt genul de persoană extrem de implicată în tot. Plecam, adică veneam prima și cred că plecam ultima, încercând să-i ajut pe ai mei să câștige experiență și să înțeleagă ce au de făcut, să preîntâmpin orice fel de neprevăzut.
M-am implicat foarte mult și emoțional și am încercat să, să consider acest show mai mult decât un show de televiziune, ci un segment de viață. Implicându-mă foarte mult, m-am și consumat foarte mult. Am avut și un moment în care, nu știu dacă vi-l mai amintiți, mi-am scos tacticos casca din ureche și am lăsat-o așa foarte ostentativ jos, pentru că am considerat că e mai important să spui lucrurile direct și necosmetizat. Necosmetizat, da. Și fără haine de televiziune. Și eu sunt sunt mulțumită cu prestația mea ca jurat acolo, pentru că mereu am arătat că fac lucrurile cu pasiune și cu implicare maximă. Și am fost atunci trei, Mihai Murar și Adrian Sână, cu toții din Maramureș, așa s-a nimerit. Și cumva ne-am împărțit vorbe și dulci și mai puțin dulci pe tema alegerilor noastre de piese. Eu am fost singura fată între doi băieți, unul mai elegant și celălalt mai puțin elegant, care obișnuia de foarte multe ori să mă zgândărească cu tot felul de remarci. Cunoscându-mă pe mine, știți că nu prea fac față provocărilor de acest gen, așa că am preferat să mă concentrez mai mult pe partea artistică. Și am fost mândră pentru că, chiar dacă în astfel de talent show-uri trupele merg mai greu, lumea simte nevoia să se atașeze de o imagine, de un solist, de o solistă, sau cel puțin atunci așa era și mi se spunea că va fi greu. Cu toate astea am ajuns destul de... am ajuns în sferturi, am ajuns cu trupele mele și râdeam atunci cu prietenii mei că, având în vedere că eu nu mai ajunsesem cu niciun concurent în semifinală și în finală, puteam să mă duc și să-mi pilesc unghiile liniștite la masajuri, da. Mă rog, glumesc. Și să bași fitil. Uite, Mihai, cum a cântat a lua Adisena. Mai bun, a fost exact. Mai bun în punctul meu de vedere. Deci eu nu mai aveam niciun fel de implicare emoțională. Ai venit ca în vacanță, practic. Ca în vacanță, da, sigur, nu mai aveam nicio problemă, niciun stres. Dar până atunci a fost foarte mare stres, am și plâns de multe ori, speream pentru ei când știau că pleacă acasă. Astăzi cred că nu mai este atâta implicare, pentru că platformele prin care poți să te faci cunoscut sunt mult mai ofertante. Și e suficient să ai un cont de TikTok, să te faci cunoscut și să vii cu niște idei originale și suficient de simple încât să... să fii relatable. Exact. Oamenii să adere la conținutul tău. A se nota că abia ce am început să-mi restaurez un pic contul de TikTok, pentru că nu prea știu cu ce se mănâncă, dar învăț ușor, ușor. E, acum toate lucrurile sunt un pic mai ușoare și prin felul în care funcționează lumea și promovarea, e mult mai ușor să ajungi la public. Atunci era, cumva se ținea cu dinții de aceste show-uri, pentru că era o modalitate de a te face cunoscut. Și aparițiile televizate, televizorul în general. Exact, avea un pic mai multă putere. Da. Acum s-a împărțit, să s-a zicem, puterea. S-a mai împărțit, da. Între online și televiziune. Nu spun că e rău, nu spun că e bine, spun doar că lumea se schimbă. Și tu, care ești atât de tânăr și efervescent, știi lucrurile astea deja. Da. Bun. De ce crezi tu, vreau să fii foarte sincer în răspunsul ăsta, de ce crezi tu că oamenii care au câștigat talent show-uri, și nu vorbim doar despre X Factor, nu au reușit, într-o foarte mare pondere, să-și clădească niște cariere solide? Sunt foarte puțini cei care au reușit. Ieristei, Liviu Teodorescu, care n-a câștigat, adică sunt foarte puțini. În astfel de talent show-uri se caută cumva ceva mai ceva senzațional, ceva, o voce, o prestanță, o complexitate a interpretării. Este foarte greu să faci comerț în astfel de show-uri, pentru că nu ți iese vocea în evidență. Ele sunt talente făcute să măsoare dincolo de, nu știu, carismă, prezență scenică, în primul și în primul rând performanțele vocale. Și în ziua de astăzi, probabil cu cânt, cânt mai complex și mai complicat, ai acces la un segment mai mic de public, un public avizat, un public meloman, un public care are nevoie de culori ale vocii. Pentru muzica de radio, de exemplu, și pentru piesele open air, pentru spectacole open air, unde lumea, să zicem, că e obișnuită să asculte în timp ce, nu știu,
mănâncă ceva, bea ceva, piesele trebuie să fie destul de simple și repetitive și cumva foarte mulți producători au înțeles lucrul ăsta și fac piese extrem de simple și radiourile, pentru că și în ziua de astăzi radio nu se mai asculta cum se asculta pe vremuri, se ascultă foarte puțin și... Și pe sărite. Și pe sărite. Dai pentru piesă. Îți convine piesa, rămâi, nu-ți convine piesa, pleci de acolo. Exact, da. Îți dă o anumită stare, nu ai disponibilitatea, totul este pe fugă, se ascultă radio în mașină, în magazine și în locuri unde muzica nu mai este de... nu mai este pionul principal, este o muzică de fond. De și atunci, da, ca o consecință, show business-ul și-a schimbat un pic felul în care scrie piesele sau cum promovează piesele. E, pentru artiștii de spectacol și pentru lumea spectacolului e important să fii complex. Iar, repet, publicul nemeloman nu este dispus să fie atent la toate aceste culori ale vocii unui artist de scenă, unui artist care, iată, poate să fie corifeul la talent show-urile acestea.